Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Scandal mare în Filipine. Ce s-a mai întâmplat? Știți că noi suntem conectați la tot globul. Cum apare un scandal undeva, cum pac, l-am identificat. Suntem și acolo. Da, suntem noi, vă transportăm peste toată lumea. Avem și un reporter, dar a picat legătura, da, că altfel ar fi transmis în direct. Deci pentru ascultătorii noștri din Filipine, să știm că noi am aflat tot ce se întâmplă acolo unde locuiți. Scandal în Filipine, unde o doamnă filipineză a primit un prosop prăjit la propriu, în locul puiului crispy pe care îl comandase, deci ca un corporatist din Pipera. Practic, la cantinele din Pipera se mănâncă la fel ca în Filipine. Prosop prăjit pe post de șnițăr. Stai puțin, deci în loc de pui... În loc de pui i-a dat prosop. I-a dat, era un prosop. Și ce învelet în crusta aia... Da. I-a dat, i-a dat și sos de usturoi? Asta zic, n-ai mâncat niciodată șnițel pe aici? Adică, tot aia. Bun, s-a întâmplat la un lanț de fast food foarte popular, cu un nume imposibil de spus. Eu mă mir că abia acum s-a supărat cineva. Dar acum s-au prins. Da. Cum? Dar până acum ce au păzit? Fotografiile au, deci a pozat și a făcut și o filmare și fotografii și video publicate de clienta arată un prosop turcoaz. Relatează Alef News. Acoperit cu aluat verde și albastru. Da, acoperit cu aluat prăjit. Pare să fie culoarea naturală a prosopului, nu altceva. Aici este. Deci Alef News relatează că dar este... prosopul e foarte mic. Adică eu cred că ăla l-a și decupat. A făcut prosopele mici. Da. Ceea ce e destul de drăguț. Ce să zic? E așa și o poză. E, așa sunt astea mici. E prosopel de pădure. Da. E că pare a fi, da, pare avea un 10-15 centimetri pătrați maximum. Da. Și a venit și cu limetă, să știți. Adică dacă... Limeta, adică da, mă, și uite, are și sos, așa e. Are un sos în lateral, nu știm ce este în sos. Sper că e ceva picant pentru prosopul ăsta. Dar este și o limetă, dacă vrei. Măcar era un prânz bogat în fibre. Asta sigur. Cum naiba să fie un prosop în aluat și chiar să-l prăjești? S-a mirat doamna. Deci, faptul că e asta, adică să fie un aluat, un prosop în aluat și să-l și prăjești. Asta că mai e prosop în aluat, asta se mai întâmplă. Păi dacă scade prosop în aluat. Să-l și prăjești, cum e posibil așa ceva? Asta cred că a revoltat-o teribil. Compania a spus că este profund îngrijorată de asta, a reacționat, a închis magazinul respectiv, cărciuma respectivă și a spus că este vorba de, citez, abateri ale personalului de la procedurile standard de pregătire a mâncării. Eu cred că e vorba de Caterinca. Are cum. Da. Cum, Caterinca? În ce sens? La ce te referi? Crezi că au făcut-o intenționat, da, să râdă de clienți? Păi n-auzi, de unde ai prosopele așa mici? A tăiat unul prosop și l-a aruncat prin malaxorul ăla cu carne. Tu știi ce cald este în Filipine? Da. Și umezeală. Acolo prosopul este de bază. Fără prosop, practic, nu poți evolua. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.